După scandalul huiduierilor pe care Gabriela Firea le-a primit după ce a amânat Simonei Halep cheia orașului București, mai mulți artiști au început să vorbească despre relațiile pe care le-au avut cu primăria capitalei. Renumita soprană Angela Gheorghiu a avut o reacție dură pe pagina sa de Facebook. Sunt profund deziluzionată, stimată doamnă primar al orașului București, pentru că ați continuat să vă folosiți de numele unor mari personalități, oferindu-le cheia și cetățenia de onoare a Bucureștiului. Da, țin să subliniez că am refuzat cheia și cetățenia de onoare a orașului București în septembrie 2017, cu ocazia concertului meu oferit de către primăria orașului București publicului din România. Am refuzat aceste onoruri și pe data de 1 decembrie 2017, cu ocazia Zilei Naționale a României. Reacția primăriei nu a întârziat să apară. Într-un comunicat de presă emis la scurt timp de la postarea sopranei, aceasta a dezmințit informațiile, ba mai mult a acuzat-o pe artistă care are datorii la ANAF și de aceea a refuzat să se prezinte în 1 decembrie la festivitate. Primăria a spus că Angela Gheorghiu a primit distincția la data de 11 septembrie 2017 și că a primit chiar și mulțumiri din partea artistei pentru gest. Mai mult, aceasta a concertat în 15 septembrie la Zilele Bucureștiului, de unde a încasat aproape 150.000 de euro cu TVA. Cu o seară înainte de eveniment, soprana a anunțat prin e-mail că nu mai poate participa la ceremonie din motive personale, condiționând participarea de soluționarea unor probleme fiscale. Concret, artista a solicitat primarului general să intervină pe lângă Direcția de Impozite și Taxe Sector 2 sau ANAF pentru ștergerea unor datorii pe care aceasta le are, datorii reprezentând impozite și taxe neplătite. Primarul capitalei nu a dat curs acestei solicitări, neavând calitatea legală de a soluționa astfel de probleme, se arată în comunicatul primăriei. Schimbul de replici nu s-a oprit aici. La scurt timp de la comunicatul primăriei, artista a avut o nouă reacție pe Facebook. Îmi pare rău că primarul general al Bucureștiului a ales să răspundă mesajului meu cu o serie de inexactități și insinuări, ba chiar cu acuzații foarte grave, doar pentru că am curaj să spun lucrurilor pe nume. Motivele specifice pe care le-am avut pentru a nu da curs invitației din decembrie le-am expus deja. Eram în punctul în care toată ceremonia ar fi fost doar un exercițiu de imagine pentru un politician. Soluția care s-a găsit de a fi înlocuită peste noapte cu alte 6 personalități doar pentru ca spectacolul să continue a demonstrat că temerile mele erau îndreptățite. Mai mult, aceasta a explicat și situația problemelor financiare de care a fost acuzată. Datorii la statul român nu am. Întâmplarea face că am primit recent o rectificare prin care se atestă că statul român prin ANAF trebuie să-mi returneze o parte din sumele pe care eu le-am plătit, autoritățile respective anunțându-mă că au greșit calculele. Sigur, am tot povestit despre pățania mea pentru că îmi pare scandalos acest comportament abuziv, dar nu am cerut cuiva să intervină pentru nimic. M-am plâns mai mult. Mi-am plătit datoriile din România, ba mai mult decât atât, nu am nici măcar rezidență fiscală aici, a mai spus artista. La final, soprana s-a arătat dezamăgită de faptul că după multele distincții pe care le-a primit de-a lungul timpului, acum e nevoită să se justifice în fața unor acuzații incredibile. În plus, aceasta a confirmat că datorită acestui incident, România a luat-o pe o pantă nesănătoasă și aplaudă inițiativa celor care luptă împotriva abuzurilor din țară.